Bine v-am regăsit la o nouă ediție Magia Zilei. Iată-ne și la femeia vărsător, să vedem ce defecte are și cum le poate transforma în calități. Femeia vărsător este critică, rece, calculată, malițioasă și foarte capricioasă. Se încăpățânează să urmeze același drum, chiar dacă s-a dovedit greșit, doar din dorința de a dovedi că se poate descurca și fără ajutorul celorlalți. Și până nu face cucuie de pragul de sus lovindu-se, nu recunoaște și nici nu-l vede pe cel de jos. Transformând în calități toate aceste defecte, nu e ușor să-i găsești calități, decât dacă îți dorești un partener de discuții elevate sau dacă ai nevoie de un agent de comunicare. Știe să comunice altora, dar nu prea știe să comunice cu alții. Este foarte greu să stai alături de ea, dar e perfect dacă ai nevoie doar să te reprezinte. Și nu odată, criticile ei sunt binevenite pentru că cei alii, ialii, are spirit de observați. Ce să-i faci? Nu poți să-i faci nimic pentru că asta este femeia din vărsător. Gânduri bune tuturor femeilor din vărsător și dumneavoastră, vă dau reîntâlnire la o nouă ediție Magia Zilei.